Întrebările sunt în general legate de cât de mult pot să mă împrumut. Încă suntem în această etapă, nu am reușit să o depășim cu totul, cât de mult pot să mă împrumut și de ce nu mă pot împrumuta mai mult. Și atunci, și aici ne ajută inclusiv zona asta de reglementări, care a pus niște limite. Se mai discută despre de ce nu mă pot împrumuta în valută la un nivel suficient de mare, comparabil cu un împrumut pe care îl iau în valuta salariului, în lei. Și aici există și experiențele trecute. România a avut propriile experiențe pe împrumuturile în valută.